Colega mea, Madalina Ignatie, în direct cu noi și vine cu mai multe informații. Chiar acum, Madalina. Bună dimineața! Bun găsit, Ana! Suntem la Catedrala Patriarhală în această dimineață, aici unde credincioșii au început să vină încă de la primele ore, unii pentru a participa la slujba de astăzi, slujba de bobotează, însă și alții care au venit pentru a lua o sticlă cu apă sfințită, și asta pentru că aseară a fost sfințită o parte și iată că se pot împărți sticle cu apă sfințită credincioșilor. Este o zi importantă și spuneam că au venit oamenii încă de la prima ora a dimineții, unii care participă la această slujbă, însă este important de menționat că între ora 12:30 și 1:30 în privorul reședinței patriarhale va fi săvârșită slujba Sfințirii Mari a Apei de Preafericitul Părintele Daniel, iar mai apoi credincioșii prezenți la slujbă vor fi binecuvântați prin stropirea cu această apă. Este important de menționat, Ana, și faptul că au fost luate măsuri pentru ca credincioșii, cei care participă la această slujbă, să fie protejați împotriva virusului. Sunt afară, au fost puse scaune cu distanțare de un metru pentru credincioșii care vor să participe la slujbă și nu mai au loc în interior. De asemenea, este important ca aceștia să știe că trebuie să respecte și alte reguli, cum ar fi purtarea măștii de protecție, care este obligatorie. Mulțumesc foarte mult, Madalina!